dar aceasta cu știam de acest grup de SketchUp, dar vedem acum și cum funcționează. Titlul prezentării este Google SketchUp, un instrument de modelare 3D. Robert a fost încă studentul nostru. Încă mai tot târcoare pe aici. Așa a găsit un loc de muncă pe domeniu. Da, te rog, Robert. Bună dimineața. Probabil că mulți dintre voi cunoașteți, sau cel puțin, pentru prima dată, acum, mă rog, da, de zile ați mai văzut de detalii despre programul ăsta. Dacă n-ați auzit de SketchUp, puțin dat ați auzit de Google. Practic, prezentarea mea nu vreau să fie una pur tehnică. Sunt foarte multe tutoriale pe net, puteți să găsiți chiar și pe site, am publicat eu acum le puteți accesa și puteți să aflați informații legate despre fiecare instrument în parte și mai departe. În cazul în care nu sunteți satisfăcuți de tutorialele de pe site, puteți să intrați pe sketchup.google.com. Acolo sunt tutoriale video foarte, foarte bine făcute, în care îți explică chiar și video fiecare instrument în parte. Ca un istoric, Google SketchUp, de fapt SketchUp, a fost dezvoltat de o companie din Statele Unite, din Colorado, în 1999. În august 2000, a debutat ca un instrument de modelare de conținut 3D, având ca slogan 3D for Everyone. Practic, 3D for Everyone este sloganul care l-a preluat și Google ulterior. Practic, acest SketchUp a prefigurat un program software care permitea profesioniștilor să creeze, prin intermediul unui creionaj, obiecte 3D. Într-o interfață simplă, elegantă și, în același timp, prietenoasă. Și, totodată, să permită designerilor să se joace puțin cu propriile creații în program. Practic, Google SketchUp, ce este Google SketchUp? Google SketchUp este un program în care se modelează 3D. Dacă vă gândiți acum la orice obiect aveți acum în minte, cu siguranță se poate modela în Google SketchUp. De la o masă, un aparat foto, o cameră, o mașină, până la o clădire, un zgârie nor, sau dacă sunteți foarte pasionați, puteți să modelați un întreg oraș. Practic, dincolo de faptul că este un program de modelare 3D, creează, practic, se vizualizează și puteți să manipulați foarte ușor obiecte 3D în el. Este un instrument complementar Google Earth, adică scopul inițial a fost de a crea obiecte pentru Google Earth, deci practic dedicate de Google Earth. Ulterior, prin dezvoltarea acestea, se poate utiliza și independent de Google Earth. Este scris în limbajul de programare Ruby, ceea ce permite dezvoltarea de plugin-uri și scripturi, în cazul în care, de exemplu, nu sunteți mulțumit de un anumit instrument, dacă știți puțin cod și un script, îl scrieți și puteți să-l rulați și să-l implicați în Google SketchUp, totodată să-l publicați. Cine folosește acest program? Păi, dacă ar fi să ne gândim, cred că fiecare dintre noi am intrat în Google Earth și am activat layer-ul de clădiri 3D. În momentul în care am activat layer-ul de clădiri 3D, practic s-au ridicat toate clădirile și am dat click pe una dintre ele. Și dacă ați fost interesați, cred că ați căutat pe Google să vedeți cum se pot crea clădirile în Google Earth. Și, practic, asta este prima interacțiune cu Google SketchUp. În cea mai mare parte sunt folosiți de utilizatorii simpli de Google Earth. Dar sunt și arhitecți, ingineri, dezvoltatori de diferite jocuri și designeri. Și alți specialiști aici, mă gândesc că vedeți și pe noi. De ce am alege Google SketchUp și nu alt program de modelare 3D? Dincolo, de fapt, se modelează și 3D și 2D. Deci, prima dată modelăm 2D și din 2D facem 3D. Este foarte ușor de învățat. Intuitiv și practic. Cere cerințe foarte puține hardware, deci nu trebuie să aveți un super calculator ca să-l instalați. Oferă posibilitatea de a instala plugin-uri. Cum vă spuneam, există un limbaj de programare în spate. Codirea negociată de interoperabilitate are capacitatea de importa și exporta diferite fișiere. Din păcate, versiunea gratuită este puțin mai restrânsă, însă putem să downloadăm versiunea Pro, care este plătită. O folosim timp de 30 de zile și... Dă-te data înapoi. Exact. Dă-te data înapoi. Dezinstalăm, ștergem registrul și
pizza în vino. Are capacitate de exploatare. Din Google Earth, într-un depozit pe care o să vedem mai târziu. Și dincolo de asta, un lucru foarte bun. Este un program creativ. Dezvoltă studenților ideea de bază asupra modelării a înțelegerea asupra dimensiunii 3D. Bun, să ne gândim că într-o dimineață avem noi o revelație și vrem să o schițăm. Ne trezim de la, din somnul nostru, schițăm repede desenul, ulterior mergem la serviciu, când venim acasă, dorim să îmbunătățim desenul respectiv și încercăm să-l aprofundăm cu sketch-ul. În doar câteva, din câteva clipuri, în doar câteva secunde, putem să avem un rezultat, cum vedeți în imagine, și dacă suntem doritori, putem să-l îmbunătățim, ajungem la lucruri mult mai complexe. Am încercat să fac și o comparație cu programele actuale de modelare 3D care sunt. Eu am pus aici câteva, Revit de la Autodesk și AutoCAD de la Autodesk, Outplan, ArchiCAD și Blender. Blender este singurul program open source, practic codul este disponibil pe site, puteți să contribuiți și dumneavoastră la dezvoltarea programului. Din diferența, vedeți că sunt numeroase, programele fine probabil că sunt mult mai multe decât am pus eu în prezentare. Diferența este că dacă ar fi să începem de la zero și vrem să învățăm un program, este mult mai ușor să învățăm Google Sketchup decât AutoCAD unde sunt miliarde de butonele și butonașe. Și îmi spun Google Sketchup interfața este mult mai simplă, foarte prietenoasă, nu avem sute de mii de butoane și mai știu eu ce pe acolo. Și dacă ar fi să modelăm în AutoCAD față de Google Sketchup, de exemplu, cu siguranță timpul ar fi mult mai mare. Deci eficiența în Google Sketchup este foarte, foarte mare. În doar câteva ore, undeva la 4 ore, chiar dacă nu avem cunoștințe, putem să avem un rezultat destul de bun. Inevitabil, când vorbim de Google Sketchup, trebuie să vă povestesc și despre Google Building Paint. Google Building Paint este un program de geomodelare online, prin care, prin intermediul unor polietre suprapuse peste niște imagini modice, care sunt luate din diferite unghiuri, putem să creăm implicit, prin suprapunerea lor, o clădire 3D. Bineînțeles că nu putem să modelăm clădirile care sunt foarte, foarte complicate sau foarte complexe. Cum este, de exemplu, catedrala din Timișoara. Însă sunt anumite clădiri, gen blocuri, care sunt mai pătrate, ca să zic așa, au o formă mai regulată și este mult mai ușor să-l modelăm prin intermediul acestei variante. Selectăm, practic, un oraș orașele care sunt. În România, din păcate, nu este nicio imagine logică disponibilă, probabil că viitor va fi. Creăm clădirea, o salvăm și o admirăm în Google Earth. Foarte simplu, trebuie să vă conectați, să aveți cont Google ca să puteți modela. Aici avem câteva clădiri, cum spuneam, modelate. Practic, putem să modelăm Google Building Maker și ulterior să descărcăm modelul care l-am creat, să-l încărcăm în Google Sketchup și să-l modificăm, să-l facem puțin mai complicat. În partea de jos avem Timișoara Business City, care, vedeți, practic este o clădire care se poate modela foarte ușor în Building Maker, decât să mai ducem în Sketchup. Doar uitați în care dorim să-l modificăm. Google GD Warehouse. Google 3D Warehouse este practic un mediu online în care toți utilizatorii care creează obiecte 3D își pot publica și împărtăși modelele 3D cu ceilalți utilizatori din întreaga lume. Aici este practic un colaj de imagini, nu este neapărat interfața standard din 3D Warehouse. Observăm modelul 3D al casei poporului, al apartamentului, care avem mai multe opțiuni. Putem să vizualizăm cu o imagine și avem aici un butonel de 3D, care putem să vizualizăm 3D, practic imaginea 3D este aici. Totodată putem să
Așa am informații despre, despre modelele noastre, adică câți oameni au vizitat modelul, câte descărcări a avut, câte descărcări unice pe lună, accesări pe zi și așa mai departe, pe săptămâni, astfel încât să vedem dacă chiar modelul nostru a fost apreciat sau nu. Putem oferi anumite ratinguri la modele. Aici aveți un grafic interesant legat de descărcări, vizualizări și, și tot felul de statistici. Bineînțeles că dacă publicăm și dorim când ți adăugăm o, o scurtă descriere și în funcție de, de zonele în care, care modelăm, avem o hartă în care sunt puncte, clădirile sau locațiile care le-am modelat. Iar fiecare obiect modelat poate, poate să, de fapt, are un, un rating de la moderat, context, mă rog. Nu știu exact care e primul. Astfel încât în momentul în care, bineînțeles că puteți să descărcați toate aceste modele care sunt aici, chiar dacă nu sunt modelele voastre personale, sunt publicate de alții, le descărcați, le puteți încărca în Google Sketchup, le puteți eventual edita sau puteți să vizualizați exact unele elemente de detaliu care, care probabil vă ajută într-o modelare ulterioară. Google, cum spuneam mai înainte, Google Sketchup permite instalarea de plugin. Poate că un lucru este unul dintre cele mai bune lucruri la acest program. Aici sunt trei site-uri în care puteți descărca plugin-ul. Sunt unele care sunt gratuite, sunt unele care, sunt, care costă. Dar, în principiu, le puteți instala cel puțin 30 de zile ca să vedeți cum, cum lucrează fiecare. Sunt scrise în, în Ravi. Am zis, am decis să vă prezint câteva dintre ele. Eu zic că sunt reprezentativ, avem o problemă cu interoperabilitatea. De fapt, fontul nu este cunoscut. Le puteți să descărca odată ce sunt publicate PowerPoint-urile de, de site, le puteți accesa direct de aici. Dați un click și intrați pe site-ul dedicat plugin-ului. Se oferă, ulterior se oferă o reducere pentru studenți în cazul în care vă place plugin-ul și vreți să instalați. Practic, sus este o scriță făcută în Google Sketchup și ulterior se zice că în Google Sketchup este destul de ușor să scrizăm. Se poate că dacă dorești, poți să faci și modele mai complexe. Și acum să vedem ce se întâmplă în momentul în care aplicăm acest plugin. Și practic el oferă o strălucire, luminozitate și practic schimbă, schimbă total. Îl aduce practic în realitate. Aici avem o cameră. Se observă diferența. Deci schița, care e care făcut în program, ulterior după aplicarea plugin-ului și trei scaune. Un alt plugin care vreau să-l prezint, care are, de practică eu am încercat să găsesc câteva plugin-uri care au legătură cu domeniul nostru. Sunt foarte, foarte multe. Puteți să consultați link-urile care le-am scris acolo și găsiți cel puțin sute de link. Puteți descărca și pe ăsta de aici. Bineînțeles că costă și pentru că este bun. De obicei, plugin-urile care sunt complexe, costă. Însă îl puteți folosi într-o perioadă evaluată și este acest plugin este extrem de bun în momentul în care dorim să facem o planificare urbană. Acum, cu spatele din circuit agricol, dacă știți sau știți să vă spun acum, ai nevoie de un buz. Practic, pentru buz, poți să faci o schiță destul de simplă, care să fie baza de pornire a documentației pentru aprobarea buzului. Se pot, practic aici avem o imagine într-un program CIS care prin intermediul acestui plugin putem aduce în Google Sketchup. Avem zona care ne interesează. Ulterior putem să ridicăm să avem o mai bună vizualizare și bineînțeles tot prin acest plugin putem să interogăm baza tabelei de atribute și să facem tot felul de analize în funcția acestea. Și ulterior, pentru mai bună integrare și a vedea proiectul nostru în raport cu vecinătățile, îl putem include în Google. Un alt plugin interesant este AutoCAD DVG și DXF. Practic DXF, ați văzut că, cum spunea și
Codrina, practic, face trecerea de la CAD la GIS. Hai să, i-am zis să, să încercăm să facem, să vedem, practic, ce face acest plugin, decât să vă explic așa sumar. Să încercăm să vedem cum putem face dintr-o arhitectură topografică un model digital al terenului. Deci, practic, avem partea topografică, curbele de nivel, pe care o ducem în AutoCAD, digitizăm curbele. E bine ca când lucrați în, în SketchUp să nu aveți un volum foarte mare de date, pentru că nu o să funcționeze. Deci e bine ca area pe care, pe care lucrați să fie cât mai, mai restrânsă. La ducem în AutoCAD, digitizăm curbele de nivel, ulterior, să ducem, practic, granul final ar trebui să arate ceva de genul. Prin import, 3D model, îl aducem în SketchUp. Versiunea 7 de la Google SketchUp permite acest lucru chiar dacă se presupune că versiunea 7 Pro este, este pe bani. Însă, din câte am uitat, eu am putut să... Să puteți să folosiți... Sigur, nu mai am așa ceva. Ulterior, după ce ați importat-o în, în Google SketchUp, cu Pencil Tool trebuie să desenați fiecare linie, linie de, 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 de... Deci trebuie să desenați pe curba de nivel din DXR. Astfel încât să vezi toată final să fie ceva asemănător. Butonelul ăla este push and pull. Practic este o, o patentare Google, am înțeles că, nu știu, prin 2006 și-au patentat tehnologia, în care, practic, ridicăm și lăsăm imagine. Practic, distanța dintre aceste curbe de nivel este dată de distanța, fiecare curbă de nivel știm că are o valoare și în funcție de valoarea respectivă putem să lăsăm și să ridicăm ridicăm model. Rata finală este, vedeți acolo, trebuie să avem un exemplu asemănător. Putem să ne jucăm și cu culorile, dacă nu ar asemăna. Practic, selectăm toate curbele de nivel, aplicăm cel de-al doilea plugin, Sandbox, în cazul în care nu aveți activate plugin-urile, mergeți la Preferences, la, la Extensions și la în care bifați, trebuie să mai bifați o dată interfața. Deci selectați toate curbele de nivel pe care le-ați creat și aplicați plugin-ul respectiv, Sandbox. Astfel încât să facem netezire, putem să ne jucăm cu, cu transparența, dar la sfârșit, modelul rezultatul final trebuie să fie ceva de genul. Odată ce i-a pus în mândrile, sunt câteva efecte legate de luminositate care le putem aplica. O altă chestie interesantă care se poate face este să tragem asupra de un nivel din Google Earth. Odată ce creăm un obiect în Google SketchUp, putem să-i oferim o locație. Astfel încât, în cazul în care dorim să publicăm, putem să publicăm foarte, foarte exact la locul lui în realitate. Practic, ne alegem o zonă pe care vrem să, să, din care vrem să extragem curbele de nivel. E bine să fie o zonă mai proeminentă, am spus că e cumbie în care nu avem diferențe atât de mari de, de altitudine. Activăm butonul de tablă de terrain, care practic ridică și dă o formă reală terenului. Ulterior, prin Rectangle Tool, trasăm o serie de dreptunghiuri care să intersecteze modelul nostru. E bine ca intersectarea aceasta să se facă cât mai deasă, să fie cât mai deasă, astfel încât curbele de nivel să fie la fel de dese. Cu cât dreptunghiul este, dreptunghiurile care noi le punem sunt mai dese, cu atât curbele de nivel vor fi mai, mai bine punctate. Odată ce am terminat, le facem grup și ne intersectăm cu modelul. Există opțiune, fiind data, intersecting model, axis și rezultatul final ar trebui să fie ceva de genul, pe care le putem extrage ulterior. Varianta finală este aceasta. Și ulterior export și putem deschide în AutoCAD. Există o serie de concursuri pe, pe net. Acesta este unul dintre organizat de Google. Sunt și altele care sunt particulare, în care, practic, puteți să faceți să câștigați anumite premii. Practic, acesta este concursul care are loc pentru Bandul 2012, practic, se termină în martie.
aveți link-urile, puteți practic să vă grupați, nu mai mult de 6 membri și să modelați ceea ce doriți voi. În principiu, în orașe 3 grupe puteți, dacă e situația, puteți să modelați o cartieră. Premiul este destul de consistent, în cazul în care explicați, pe lângă faptul că aveți o publicitate foarte mare pe serviciile Google, explicați și undeva la 25.000 de dolari. Care totuși nu este un preț, concluziile ar fi că Google SketchUp este un instrument simplu de modelare tridimensională, acum, bineînțeles că depinde asta și de complexitatea modelului pe care vrem să-l modelăm. Practic, satisface cerințele tuturor utilizatorilor, de la cei neexperimentați care deschid pentru prima dată programul, până la cei avansați, care practic pot să utilizeze o serie de plugin-uri mult mai complexe. Numărul mare de plugin-uri existente deja pe piață, care este foarte, foarte mare. Și este gratuit, foarte simplu și extrem de intuitiv. Deci nu trebuie ce știu, ce cunoștință să înveți, chiar și simplu. Acum o să văd un model pe care eu l-am creat. Un doble. Uite, are colegii de canal. Aici sunt cele două tutoriale pe care eu l-am publicat. Dar până era cu tine, spația nu era cu bloc. Cu bloc? Iese? Da, mă, da. Cu blocul lui? Și nu ca ai spriceată la Macintosh? De la când n-au dormit de la asta. Intră ca administrator. Dă cu Messenger, dă cu Messenger. L-a stricat și pe ăsta. Dar dă-i după YouTube, lasă. Eu ce frumos are. Cine stai? Vezi că e acolo. De să te apărăm ceva.
care să vin. Cu Sergiu, cu Sergiu. Full screen. Greu, dar e... Practic, aici este deja publicat, oarecum. Și practicat relocație. Locul chiar există acolo. Ne putem juca, să lăsa... Zici că e mult de rău, doar că e... Mai eu, dar mai eu unde? Nu, dar pe vecin, ai vecin, vecin, vecin. Uite-mă unde e pe geam. A, suntem la geam. La una. Practic, dacă ar fi să stăm un somn în scara de bloc, cu siguranță. Dacă textura pe clădire este destul de, de fapt imaginea, post, fotografia care o facem este destul de, de mare, în momentul în care o punem în SketchUp, s-ar putea să eliminăm probleme legate de încărcare. Deci imaginea trebuie să fie cât mai mică, astfel încât în momentul în care se încarcă în Google Earth, să, fie, să ia imaginea cât mai ușor ca textura. Să nu duce în Google. A, nu are cum. Vezi? Este tocmai de ce se nevoie. Unde pleacă de vreo la varice? La varice, la varice. Ia mă rășește sticlă. Dă-i să facu de vreo. Mulțumesc. Excelent.
cum pare că după această prezentare o să se ungă Timișoara în direct la Timișoara. Asta era și ideea.